ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Un spital de copii din orașul Ucraina Nicolaev a fost bombardat de trupele ruse, anunță guvernatorul regiunii. NATO avertizează că Rusia va încerca să preia controlul total asupra Donbasului în următoarele săptămâni. Statele Unite vor anunța astăzi noi sancțiuni împotriva Rusiei. Noul pachet va interzice toate investițiile în această țară și va sancționa oficiali ai guvernului rus. Iar statul major al armatei Ucrainei avertizează că pe aeroportul din Tiraspol s-ar face pregătiri pentru aterizarea avioanelor rusești și nu exclud o posibilă implicare a militarilor din regiune în operațiunile militare ale Rusiei. Chișinăul nu a confirmat informația. Аэродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків. Rusia vine cu o nouă variantă pentru atrocitățile din Bucea. Forțele speciale ucrainene îi ucid, de fapt, pe civili ca să dea apoi vina pe Moscova. Scenariul halucinant a apărut după ce ambasadorul rus la ONU a spus că militarii țării sale nu au rănit niciun civil. Dar realitatea din teren îl contrazice. Până acum, Procuratura Generală de la Kiev a primit mii de sesizări privind crime de război din partea localnicilor, care povestesc cu groază prin ce au fost nevoiți să treacă. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Почему вы прячетесь? Я говорю, нам страшно, вы стреляете. Вы не видите, мы русские. У нас георгиевские ленточки. Вы не все в георгиевских ленточках были. Мы освободители пришли вас освобождать. Меня в сторону отвели, а дом начал гореть. Олег побег тушить, но в это время вы не дали ему потушить. Вы не его ковки сняли на улицу, вывели на колено, обоставили, в голову выстрелили. Această femeie povestește că și-a pierdut fratele în vârstă de 40 de ani, în timp ce se ascundea împreună cu el și tatăl său de trupele rusești. Militarii care, conform spuselor victimelor, erau cecenii lui Kadyrov, au intrat în casa lor și l-ar fi împușcat pe bărbat fără niciun motiv. Dom Harit, n-a zvistavili. A potom găjit și dite atsiu. Ia stare duce. Все осталось, документы все остались. Все сгорело. Все, что есть на чем, вот это все наше. Больше ничего нет. Localnicii povestesc că soldații ruși ar fi tras în oricine le ieșea în cale, fără a ține cont de faptul că sunt civili. 61-ші квартири Артем, о той, що у гаражі його розстріляли, просто зайшли і розстріляли. Ми його похоронили за гаражами, там крестик навіть поставили. Localnicii susțin că soldații ruși furau din locuințele oamenilor tot ce găseau mai de preț. În нашому комплексі 600 квартир. Всі квартири вскриті, всі до їх. Выносили все, холодильники выносили, микроволновые печи выносили, телефоны, ноутбуки, ну все, 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 что хоть какую-то ценность имело. Potrivit autorităților locale, din cei peste 30.000 de locuitori ai orașului Bucea, în prezent au mai rămas doar 3.700. Unii au reușit să fugă, în timp ce alții au fost uciși cu sânge rece. E foarte posibil că astfel de urori să fie descoperite și în alte orașe ocupate de ruși, spun oficialii ucraineni. Borodeanca este unul dintre ele. Imaginile filmate acolo arată un peisaj de-a dreptul apocaliptic. Șeful administrației militare locale din Hostomel, o altă suburbie a Kievului, a anunțat astăzi că cel puțin 400 de locale nici sunt azi dispăruți după 35 de zile de ocupație rusă. De la Moscova lucrurile se văd diferit. Rușii susțin că ceea ce s-a întâmplat în regiunea Kievului este de fapt un atac înscenat de ucraineni și ar face parte dintr-o strategie în care ar fi implicați inclusiv soldați din trupele speciale. Dar, potrivit unor imagini din satelit publicate ieri de New York Times, mulți civili din Bucea ar fi fost uciși acum mai bine de 3 săptămâni, când armata Moscovei deținea controlul asupra orașului. În tot acest timp, cadavrele lor au zăcut în aceleași locuri. În ceea ce-i privește pe oficialii de la Kiev, aceștia promit să nu lase crimele nepedepsite. Tot mai multe povești de groază despre civilii ucraineni care ar fi fost uciși de soldații ruși sunt descoperite de jurnaliști. Aceștia descriu istoria tragică a oamenilor fără nicio vină care au fost împușcați în plină stradă. Did you say to the Russians, why did you kill my son? They were in jeeps with guns. They killed him and fled. Aflați detalii despre soarta cutremurătoare a unor oameni nevinovați în continuare la știri.
În cea de-a 42-a zi de război, situația din Ucraina escaladează în orașul Mariupol, devastat în proporție de 90% de bombardamente și rachete. S-au dus lupte grele noaptea trecută. Un spital de copii din Nicolaev a fost bombardat de trupele ruse, care au atacat și alte ținte, 12 oameni fiind uciși, potrivit autorităților locale. NATO afirmă că trupele ruse au părăsit regiunea Kiev și nordul Ucrainei pentru a lansa o nouă ofensivă în regiunea Donbass. Trei spitale au fost bombardate de forțele ruse în orașul Nicolaev în ultimele două zile, conform organizației Medici Fără Frontiere, care acuză că în atacuri au fost folosite bombe cu dispersie. Printre unitățile medicale bombardate se află și un spital de copii. Acolo un proiectil a căzut lângă o ambulanță și a distrus-o, imaginile fiind publicate de guvernatorul din Nicolaev, Vitali Kim. Un depozit de combustibil a fost distrus de bombardamentele rușilor în zona est-centrală a Ucrainei, regiunea Dnipro, atacul fiind lansat în cursul nopții, a anunțat guvernatorul regiunii. Informația a fost confirmată și de reprezentanții armatei ruse. Incendiul a cuprins o suprafață de peste 500 de metri pătrați, scriu autoritățile locale, iar zeci de pompieri au luptat ori în șir cu flăcările. O coloană de fum negru și dens putea fi văzută și în această dimineață din depărtare. S-au auzit bombardamente, dar și tiruri de armă în timpul nopții și la Lvov. Lupte grele continuă astăzi și în zona orașului Port Mariupol, care este ținta bombardamentelor. Autoritățile ucrainene afirmă că dezastrul lăsat în urma acolo de militarii ruși ar fi de o amploare colosală. Pierderile exacte vor fi însă clare când forțele armate din Ucraina vor avea acces deplin în regiune. Oamenii care au scăpat de acolo spun că orașul practic nu mai există. Pe carte Ucraina, orașul Mariupol este? Nu te înțelegi că este fizic pur și simplu uniștoșit. Вот все, сломали все. И судьбы людей, сколько там осталось погибших, непохороненных, не найденных, спаленных, тех, о которых вообще никто не узнает, сколько потерянных людей. И кто там остался, я не знаю, как они будут жить в этом, на этом кладбище. Situația umanitară de acolo se înrăutățește pe zi ce trece. Majoritatea celor 160.000 de locuitori ai orașului nu au lumină, linii de comunicare, medicamente, căldură sau apă potabilă. Trupele ruse au blocat ajutoarele umanitare și este foarte probabil să pună presiune pentru a-i face pe ucraineni să se predea, se arată în ultima actualizare a armatei britanice. Armata rusă și-a concentrat principalele eforturi pe o operațiune agresivă care vizează preluarea controlului complet asupra regiunilor Donetsk și Lugansk, a declarat statul major al forțelor armate ucrainene în actualizarea sa zilnică. Potrivit sursei citate, au existat atacuri continue și în zonele de est ale țării, dar fără succes. Moscova însă afirmă că duce o luptă pentru eliberarea orașelor de naționaliști ucraineni extremiști și numește războiul o operațiune specială. Statele Unite vor anunța astăzi, în coordonare cu UE și G7, noi sancțiuni împotriva Federației Ruse. Noul pachet ar urma să interzică toate investițiile noi în Rusia, să sporească restricțiile impuse instituțiilor financiare și întreprinderilor de stat și să sancționeze oficialii guvernului rus și membrii familiilor acestora, printre care se număra și cele două fiice ale președintelui Vladimir Putin. Astăzi, Volodymyr Zelensky a vorbit despre năsprirea sancțiunilor împotriva Kremlinului într-un discurs ținut în Parlamentul Irlandei. Volodymyr Zelensky l-a cerut irlandezilor să convingă partenerii UE să introducă sancțiuni și mai drastice împotriva Rusiei, care să asigure că mașina de război rusă se va opri. Нам доводиться переконувати навіть деякі європейські компанії піти з російського ринку. Нам досі доводиться переконувати західних політиків деяких країн, що потрібно зупинити будь-який зв'язок російських банків з глобальною фінансовою системою. Нам досі доводиться, на жаль, переконувати Європу, що російська нафта не може забезпечувати російську військову машину щедрим потоком грошей. Ideea de a impune restricții în ceea ce privește gazul și combustibilul rusesc a fost discutată astăzi în Consiliul European. I think that measures on oil
and even gas will also be needed sooner or later. Uniunea Europeană a propus și sancționarea celor două fiice ale președintelui Vladimir Putin din prima căsătorie cu fosta însoțitoare de zbor Ludmila Skrebneva, scrie presa americană. Informația însă nu a fost confirmată oficial. Între timp, Statele Unite au anunțat aseară că vor impune astăzi noi sancțiuni împotriva Rusiei în coordonare cu țările G7 și Uniunea Europeană. It is expected, or you can expect, I should say, as many of you have reported, that they will target Russian government officials, their family members, Russian-owned financial institutions, also state-owned enterprises. It's a part of the continuation of our efforts to put consequences in place, hold Russian officials accountable. Ieri și Canada a anunțat că a sancționat 9 persoane asociate regimului de la Kremlin și altele 9 care au legături cu cel de la Minsk pentru că au facilitat invazia rusă în Ucraina. Anterior, Moscova a întocmit o listă a țărilor neprietenoase care au impus sancțiuni Federației Ruse. Aeroportul din Tiraspol ar fi pregătit pentru aterizarea aeronavelor rusești. Declarația vine din partea statului major al armatei Ucrainei, care vorbește din nou despre o posibilă implicare a militarilor din regiunea transnistreană în operațiunile militare ale Rusiei. Responsabilii de la Biroul pentru Reintegrare spun că informația este verificată de autoritățile abilitate și speră că pe teritoriul regiunii transnistrene nu vor exista amenințări la adresa stabilității regionale. Ворог намагається покращити тактичне положення на південно-бузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної Придністровсько-Молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків. Această informație făcută publică azi dimineață de către statul major al armatei Ucrainei nu a fost confirmată de autoritățile de la Chișinău. Biroul Politici de Reintegrare nu dispune deocamdată de informații confirmate privind pregătirile care s-ar efectua la aerodromul din Tiraspol. Informația va fi verificată de instituțiile abilitate ale statului. Biroul Politici de Reintegrare folosește această ocazie pentru a exprima încă o dată speranța că de pe teritoriul regiunii transnistrene nu vor exista amenințări la adresa stabilității regionale. Nu este pentru prima dată când armata ucraineană vorbește despre o posibilă implicare a regiunii transnistrene în războiul din țara vecină. Sâmbătă, statul major de la Kiev a declarat că rușii și-ar comasa trupe în regiunea transnistreană cu scopul unei mișcări de intimidare și chiar în vederea unor posibile atacuri împotriva Ucrainei. Atât autoritățile de la Chișinău, cât și Tiraspolul au respins aceste informații. Acum două zile, președintele țării, care este și șefa Consiliului Suprem de Securitate, a declarat că situația în stânga Nistrului este monitorizată strict atât de la Chișinău, cât și de partenerii externi ai Moldovei. Din informațiile noastre, dar și din informațiile partenerilor de dezvoltare, pentru că noi facem schimb de informații în mod curent, nu pretindem că putem să cunoaștem toate lucrurile, deci ne sprijinim și pe informația partenerilor noștri externi. Deci pentru moment nu vedem lucruri care ar trebui să sau care ar indica o schimbare majoră acolo, dar, repet, riscurile sunt oricând situația se poate schimba. Foarte repede se poate schimba și de asta rămâne în vigilență. Premierul Marii Britanii Boris Johnson a publicat pe rețelele sociale un videoclip adresat cetățenilor ruși în care descrie atrocitățile comise de trupele ruse în Ucraina. Prim-ministrul britanic a mai transmis că aceste acțiuni pătează onoarea Rusiei, iar Vladimir Putin e conștient că dacă populația știe adevărul, aceasta nu ar sprijini războiul. Voi dostoni tovo, că voi uznați fakte. Vaș prezident obviniați-o в совершении войных преступлений. Но я не верю, что он действует от вашего имени. În înregistrarea video publicată pe contul său de Twitter, Boris Johnson îi încurajează pe ruși să folosească o conexiune la internet care să le permită să acceseze informații din surse independente și apoi să răspândească adevărul. Moscova a negat că soldații ruși ar fi uciși civili în suburbiile Kievului și acuză Ucraina de falsuri și în scopuri de propagandă. Povești cutremurătoare despre cum războiul a distrus familii și a luat vieți ies la iveală odată ce jurnaliștii ajung în localitățile de lângă Kiev, de unde s-a retras armata rusă.
Oamenii ar fi fost împușcați în plină stradă sau în mașini încercând să scape de bombardamente. Pentru a șterge urmele, automobilele erau incendiate sau strivite de tancuri. Moscova neagă aceste atrocități. Vă avertizăm că urmează detalii care v-ar putea afecta emoțional. Localitatea Kalinivka de lângă Kiev a fost supusă bombardamentelor mai bine de 3 săptămâni. Irina Kostenko vorbește cu greu despre ziua de 10 martie, atunci când militarii ruși ar fi ucis unicul fiu în vârstă de 27 de ani, în timp ce repara mașina în garaj. Femeia spune că și-a îngropat singură fiul în grădină după ce a cărat cadavrul din drum cu o roabă. I had to roll him in a carpet. Did you say to the Russians, why did you kill my son? They were in jeeps with guns. They killed him and fled. Irina Kostenko l-a născut pe Alexei la vârsta de 18 ani și l-a crescut de una singură, iar acum nu își vede viitorul fără el. After they killed her son, she fled and the Russian soldiers took over the house. And judging by the rubbish they left behind them, they were having a good time. Loads of bottles of vodka, Jack Daniels, Bell's whiskey, beer, you name it. It is hard to understand human behavior like this, but what makes it really tragic is that there are so many accounts of it happening where Russian soldiers have been and are now in Ukraine. Alexandr Rozikovski este un ucrainean care a revenit din Marea Britanie pentru a lupta. Unitatea sa de drone a surprins pe 7 martie momentul terifiant de lângă Kiev, când un civil ucrainean cu mâinile ridicate în semn de predare este împușcat de un tank care ar aparține forțelor ruse, parcat lângă o benzinărie. So that's where the Russian tank was and that's exactly where he this is the line of fire. That's how he shoot. După retragerea trupelor ruse de lângă Kiev, un corespondent BBC a ajuns la locul tragediei. El a descoperit mașina arsă și trupurile carbonizate ale lui Maxim Ivanko și a soției sale Xenia. Automobilul ciuruit de gloanțe a fost incendiat după ce cei doi au fost uciși pentru a șterge urmele. Copilul lor de 6 ani a supraviețuit deoarece era în altă mașină. So they were trying to say that they were civilians. Yes, yes. They know it. You can see all car is civilians. No army car and they shoot it. Unele mașini și civile ar fi fost strivite cu tancurile după ce s-a tras în ele. Сейчас я нахожусь в городе Буча. Вот стоит гражданский автомобиль, раздавленный, очевидно, танками. Внутри мертвый человек. И вот мы видим, да, перекресток. Это все автомобили гражданских, расстрелянные, сожженные, раздавленные бронетехникой. Погибли гражданские люди. Dacă nu au murit împușcați, oamenii au fost îngropați de vii sub ruinele caselor lor distruse în urma atacurilor. Casa lui Oleg Șpac, de lângă Kiev, a fost lovită de o rachetă. Fiul său, Stepan, de numai 2 ani, a fost găsit mort sub dărâmături. So my wife did that for him. Просто уснул. He fell asleep. And he never woke up again. Пока Путин жив. While Putin is alive, he'll keep trying to come to Ukraine. The war will continue unless there's a change of power in Russia and unless people learn what's really happening. Ucrainenii au preluat sâmbătă controlul asupra întregii regiuni Kiev după retragerea militarilor ruși din orașe cheie situate în jurul capitalei. Moscova a negat anterior că soldații au primit ordinul de a ataca civili, spunând că bombardamentele vizează doar infrastructura militară. Un băiețel de 6 ani din Ucraina, căutat cu disperare de părinții săi de mai bine de o lună, a fost găsit mort. Micuțul Sasha s-a înnecat într-un râu în timp ce fugea împreună cu bunica sa din regiunea Kiev, a anunțat pe rețelele de socializare mama sa. Căutările băiatului au luat amploare pe rețelele de socializare, iar sute de internauți au distribuit intensiv pozele băiatului în ultimele săptămâni în încercarea de a-i ajuta pe părinți să-și găsească fiul. Bunica lui Sasha s-a înnecat în același râu, corpul neînsuflețit al acesteia fiind descoperit la câteva zile după ce cei doi au fost dați dispăruți. Potrivit datelor furnizate de Procuratura Ucraineană, de la începutul invaziei rusești, peste 160 de copii au murit în bombardamente din cauza împușcăturilor sau în încercare de a fugi din calea războiului. Un incident șocant a avut loc în această dimineață în fața ambasadei Rusiei din București. Un bărbat a intrat cu mașina în gardul reprezentantei diplomatice, iar când a fost somat de jandarm să coboare, ar fi aprins o brichetă și vehiculul a explodat, spun anchetatorii români. În urma deflagrației, bărbatul a murit. Urmează detalii care vă pot afecta emoțional.
Incidentul a avut loc în jurul orei 6 dimineață, circulația pe stradă fiind restricționată de forțele de ordine. Presa română scrie că șoferul ar fi fost conștient după ce a intrat în gardul ambasadei și ar fi avut un schimb de replici cu paznicul, după care a aprins o brichetă și și-ar fi dat foc. Un martor a surprins momentele de după impact. Din imagini se vede cum flăcările au cuprins poarta principală a ambasadei. Potrivit poliției, cercetările au fost preluate de parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Presa din România scrie că bărbatul de la volan era fostul președinte al Asociației Alianța Antidiscriminarea Tuturor Tăticilor, iar acesta a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru că și-ar fi abuzat sexual fiica. Într-un comentariu pe pagina oficială de Facebook, Ambasada Federației Ruse în România a scris că nu există nicio îndoială că bărbatul a comis acest act sub influența unei explozii de isterie antirusă în legătură cu o provocare regizată în orașul Bucea. Reprezentanții misiunii diplomatice au acuzat Occidentul, susținând că bărbatul a devenit victima unei propagande militare nestăpânite a celor aflați la putere la Kiev și a patronilor lor occidentali. Politicianul rus de extremă dreaptă Vladimir Jirinovski a murit astăzi la vârsta de 75 de ani. Acesta ar fi avut mai multe probleme de sănătate apărute după ce s-a infectat cu COVID-19. Anunțul despre decesul politicianului a fost făcut de către șeful Dumei de stat a Rusiei. Acesta însă nu a menționat afecțiunea de care a suferit Jirinovski. Проповеди проводом! Пошел вон отсюда! Израильские собаки! Подлость, гадость, преступники! Твои придурки! Убирайтесь вон! Владимир Жириновский, лидерul istoric al Partidului Liberal-Democrat din Rusia, ultranaționalist, a murit astăzi după o boală lungă și dureroasă, a anunțat Vyacheslav Volodin, președintele Dumei de stat a Rusiei. La începutul ședinței de legislativ, deputații au ținut un minut de reculegere. Только что сообщили, после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память. Jirinovski a apărut în politică în anul 1989, când a creat și condus Partidul Liberal-Democrat. În 1991 a candidat pentru prima dată la președinția Rusiei și a ocupat locul 3. În 1993, Jirinovski a devenit deputat al Dumei de stat. A participat la toate alegerile prezidențiale până în 2011. Cunoscut ca un populist care a promis că vodka va fi gratuită dacă este ales președinte, Jirinovski s-a remarcat prin declarații extrem de agresive împotriva statelor vecine ale Rusiei și nu numai, atât în perioada în care a ocupat funcția de vicepreședinte al Dumei, cât și în anii care au urmat. Una dintre cele mai răsunătoare cerți a fost conflictul cu deputatul Evgenia Tishkovskaya, pe care a tras-o de păr chiar în sala de ședințe a Parlamentului Rus. De asemenea, a organizat certuri cu adversarii săi din Duma de stat, dar și cu jurnaliștii. Vladimir Jirinovski a organizat de mai multe ori lupte cu alți politicieni, inclusiv cu femei, și a folosit un limbaj urât în prezența oponenților. În decembrie, Jirinovski a prezis evoluția tensiunilor cu Ucraina și a anunțat când va porni războiul, și anume 22 februarie, ora 4 dimineața. Predicția sa a fost destul de precisă, președintele rus Vladimir Putin ordonând invadarea Ucrainei joi pe 24 februarie, la 5 dimineața, ora Moscovei. 4 часа утра, 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным. Но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот. În cariera sa politică, Jirinovski a amenințat în nenumărate rânduri Republica Moldova. În decembrie 2020, după alegerea Maiei Sandu în funcția de președinte al Republicii Moldova, Jirinovski a declarat la o televiziune rusă că dacă autoritățile de la Chișinău vor încerca să pună în aplicare retragerea trupelor ruse din Transnistria, contingentul rus de acolo nu va fi retras, ci se va dubla sau chiar tripla. Що би мені насоветували?
Наш ответ будет жесткий. И заранее сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до Кишиневского аэропорта. И никто вас не посмеет защитить. Мы всех вас достанем. Это маленькая страна. Там 2 часа и конец этой страны. Politicianul rus Vladimir Jirinovski fusese spitalizat la începutul lunii februarie cu coronavirus. Starea sa a fost descrisă ca fiind gravă, suferind de o pneumonie care i-a compromis până la 75% din suprafața plămânilor. În timpul internării, mass media a raportat de 2 ori moartea sa presupusă, lucru negat de autoritățile ruse. Războiul a împrăștiat copiii Ucrainei în toate colțurile lumii. Rupți de viața lor de odinioară, aceștia încearcă să se regăsească în mediul online și să-și continue studiile. Конечно, у нас воют иногда сирены, у нас иногда, ну, как бы где-то что-то взрывается, слышно. Но, что делать? Надо проводить уроки. Părinții alături de profesori reîntregesc clasele online și fac ore împreună. Cum reușesc, vă spunem imediat la știri. Un grav accident s-a produs în această după-amiază la Strășeni. 3 persoane au murit după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit frontal, iar unul dintre autoturisme a luat foc și a ars în totalitate. Pompierii au reușit să scoată una dintre victime dintre fiarele contorsionate, dar aceasta a murit la spital. Accidentul s-a produs în această după-amiază la ieșirea din satul Codranga. Cele 2 mașini se îndreptau spre Chișinău. Preliminar s-a stabilit că automobilul de marcă Dacia s-a izbit frontal de o mașină de model Toyota. Din imagini se vede cum în urma impactului unul dintre automobile a fost cuprins de flăcări, iar celălalt a ieșit de pe carosabil. La fața locului au intervenit salvatorii și pompierii. Dintr-un automobil a fost descarcerată o persoană de gen masculin în stare gravă, preluată de către ambulanță. Iar din al doilea automobil, în urma accidentului care a luat foc, se aflau 2 persoane. La sosirea echipei de salvatori și pompieri, persoanele deja erau carbonizate în totalitate. Vicedirectorul Spitalului Raional din Strășeni spune că bărbatul de aproximativ 40 de ani a fost adus la spital în jurul orei 15. Din nefericire, acesta a decedat în sala de internare. Când l-au dus la vară, era intubat, agonal, s-au făcut toate măsurile de resuscitare în sala de internare. Potrivit Inspectoratului de Poliție Strășeni, grupul operativ lucrează la fața locului pentru a stabili din ce cauză s-a produs accidentul. 2 agenți de patrulare prinși în flagrant în luna ianuarie, în timp ce luau mită, au fost trimiși pe banca acuzațiilor. Potrivit procurorilor, polițiștii au cerut și primit atunci 400 de euro de la un șofer ca să nu-l documenteze pentru că avea permis fals de conducere. Omul însă i-a denunțat, iar ofițerii au fost reținuți în timp ce primeau banii. Dacă vor fi găsiți vinovați, ar putea sta până la 10 ani după gratii. Cei doi polițiști de patrulare au fost prinși în luna ianuarie și reținuți de colegii de la Spia. Aceștia au pretins de la un șofer 400 de euro pentru a nu documenta faptul că se afla la volan având un permis de conducere fals. Conducătorul auto a depus un denunț pe numele polițiștilor, iar procurorii au organizat flagrantul. În urma perchezițiilor în mașinile personale ale angajaților poliției, oamenii legii au găsit probe care ar demonstra implicarea acestora în activitate infracțională. Cei doi polițiști de patrulare au fost inițial reținuți pentru 72 de ore, apoi au fost plasați în arest la domiciliu. Ofițerii sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Dacă li se va dovedi vinovăție, ar putea primi amendă de până la 400.000 de lei sau condamnare cu închisoare de până la 10 ani. Comisia Națională a Pieței Financiare va avea mai puțin directori. Numărul acestora va fi redus de la 5 la 3. Inițiativa aparține deputatului PAS Dumitru Alaiba, care a spus că astfel bugetul de stat va economisi în jur de 5 milioane de lei anual. Alaiba susține că s-a demonstrat deja în practică că cei 3 directori ai Consiliului de Administrare al CNPF reușesc să facă față solicitărilor. Avem conducerea formată dintr-un consiliu de 5 membri. Propunerea noastră este să reducem acest consiliu la doar 3 membri. Motivele fiind, în primul rând, o eficiență mai mare în luarea deciziilor, o structură simplificată. Totodată, Dumitru Alaiba a precizat că reforma va aduce și economii de resurse financiare. Aceste 2 posturi în plus costă instituția
aproximativ, dacă este să rotunjim împreună cu anumite costuri indirecte, cum ar fi, nu știu, șofer și așa mai departe, aproximativ 5 milioane de lei se vor economisi din reducerea acestor două posturi. Alaiba a declarat că în cele 5 luni cât CNPF nu a avut conducere, s-au adunat peste 100 de subiecte care ar fi fost soluționate în doar o lună, după ce în ianuarie Parlamentul a numit acolo alți 3 membri. O să abilităm instituția cu o capacitate de luare a deciziilor mai rapidă și mai eficientă, mai puțină birocrație, mai puțin șef la urmea urmei, dar în primul rând s-a demonstrat în practică faptul că necesitatea atâția șefi pur și simplu nu există. Un alt argument adus de președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe este că o parte din atribuțiile CNPF vor trece la BNM peste un an și jumătate. Potrivit legii, Consiliul de Administrație al CNPF este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv președinte, 2 vicepreședinți și 2 membri. Instituția este responsabilă de asigurarea integrității, transparenței și funcționării corecte a pieței financiare nebancare. În septembrie 2021, conducerea CNPF a fost demisă in corpore de către majoritatea parlamentară. Deputații au calificat drept nesatisfăcătoare activitatea acestora după ce au examinat raportul anual al instituției pentru 2020 și au găsit mai multe nereguli. Foștii membri CNPF au negat acuzațiile. În octombrie, deputații l-au votat pe Vitalie Lemne în funcția de membru și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al CNPF pentru un mandat de 5 ani. Bordul Comisiei Naționale a Pieței Financiare a devenit funcțional în ianuarie, când Cornelia Kozlovski a fost numită președinte, iar Adrian Gheorghiță a devenit al doilea vicepreședinte. Ministrul Mediului a fost întâmpinat cu huiduieli în satul Bilicenii Noi din Sângerei. Localnicii sunt nemulțumiți că în apropiere de localitatea lor ar urma să fie construită o fabrică de prelucrare a deșeurilor care le-ar putea pune în pericol sănătatea. Ministrul Mediului a declarat că o locație clară pentru viitoarea construcție nu a fost stabilită deocamdată și că protestul a fost organizat de persoane care au interese în zonă. Nu negociem! Nu ascultăm! Vorba atât de mult! Noi locuiem poporul în spus, dumneavoastră și ceacă, este acolo, este toate și la și atunci când tu nu cunoști multe lucruri, când nu le-ai citit, nu le-ai învățat, nu le-ai studiat, nu s-a dialogat, fiecare și imaginează în felul său. Vizita ministrului mediului Iuliana Cataragiu nu a fost văzută cu ochi buni de către localnicii satului Bilicenii Vechi din Sângerei. Aceștia și-au arătat nemulțumirea cu pancarte în mâini față de proiectul care presupune construcția unei fabrici de prelucrare a deșeurilor în apropiere de satul lor. Oamenii nici măcar nu au încercat să asculte mesajul reprezentantului guvernului. Copiii ori să ajungă bolnavi de rac peste 4-5 ani de zile. Noi am văzut și în alte părți care s-au deschis uzina de sortare deșeurilor, unde pe urmă nu a fost finanțată și toate deșeurile și ele și de zvârlite și cu păsări și de guzgani și de vrat. Suntem conștienți că o să mai deschidă careva locuri de muncă și e și benefic pentru țară, pentru popor, numai nu în raza satului. Potrivit strategiei de gestionare a deșeurilor aprobată în anul 2014, în Republica Moldova ar fi construite 8 fabrici de prelucrare a gunoiului, una dintre care ar urma să fie amplasată lângă satul Bilicenii Vechi. Ministrul Mediului, care a venit să discute cu oamenii, susține că o locație exactă pentru fabrică încă nu a fost selectată, iar manifestația a fost organizată de persoane care au interese personale legate de acest teren. Zona 5, asta este, sunt 3 raioane, Ungheni, Călăraș, Nisporeni. Acolo se va începe investiția chiar din anul ăsta, au fost și deciziile locale. În zonele astea nu sunt studii de fezabilitate elaborate și ceea ce noi suntem acum la etapa de identificare a locației ca să se poată elabora studii de fezabilitate. Deci noi suntem încă extrem de departe de a face în general ceva în zona 7. Cele 8 regiuni de management al deșeurilor cuprind raioane din toată țara. 3 dintre acestea vizează zona de sud și includ 9 raioane. 4 locații sunt amplasate în zona de centru și cuprinde 13 raioane, iar zona de nord include 11 raioane.
În 2 ani de când este primar, Ion Ceban ar fi împrumutat de la băncile comerciale din țară 1 miliard de lei, cel puțin asta susține Ruslan Codreanu, fostul primar interimar al capitalei. Acesta critică activitatea lui Ceban și afirmă că primăria nu a avut niciodată o datorie mai mare decât acum. În replică, reprezentanții primăriei spun că declarațiile făcute sunt strict politice. În 2 ani de zile, Ion Ceban a împrumutat la băncile comerciale, aproape toate băncile comerciale din Moldova, 1 miliard de lei. De ce? Pentru că să vopsim o bordură, să sădim o floricică, să ne laudăm că suntem gospodari. Codreanu susține că primăria Chișinău nu a avut niciodată datorii mai mari decât are acum, împrumuturile luate de la bănci, fiind cu dobânzi mari. Eu cred că dacă Ion Ceban ar ști că el mai pupă un mandat de primărie, el nu s-ar împrumuta data, pentru că el știe că el mai are bine o slimpară. Dar el are deja alte aspirații, el se vede undeva în altă parte, sau că vrea să devină milionar. Fostul primar interimar al capitalei a mai spus că asemenea credite ar fi trebuit investite în proiecte mari de infrastructură, lucru care nu s-a întâmplat. În replică, cei de la primărie susțin că acestea sunt declarații politice făcute de cei care se lansează în campanie electorală. În anul curent, după un an pandemic și de criza scumpirilor, primăria Chișinău a ieșit cu un sold în plus de 302 milioane de lei. Bugetul primăriei este public și este dezbătut anual în mod transparent. În prezent, primăria achită datoriile pentru creditele contractate în perioada 2011-2015, inclusiv de către întreprinderi și societăți pe acțiuni, se arată în comunicatul primăriei. După o perioadă de 5 ani, Barack Obama a revenit la Casa Albă, fiind invitat de președintele Joe Biden. Oficialii s-au întrecut în glume și preț de câteva clipe s-au reîntors în perioada în care Obama era președinte, iar Biden vicepreședinte. Vice President Biden, Vice President... That was a joke. That was all set up. Cum a decurs întâlnirea înalților oficiale, aflați în câteva momente la știri. În acest moment nu sunt înregistrate mișcări sau repoziționări ale militarilor ruși aflați în stânga Nistrului. Declarația a fost făcută de premierul Natalia Gavriliță într-un interviu pentru postul Deutsche Welle. A menționat însă că situația rămâne îngrijorătoare, așa că autoritățile de la Chișinău monitorizează ce se întâmplă în regiune. Prim-ministrul a vorbit și despre aderarea Republicii Moldova la UE și problemele din sectorul energetic. In the war, but of course the situation is highly uncertain. Under these circumstances, as I mentioned already, we really need to build up our capacities very quickly to control the border, to control arms, to have an effective exchange of information with our partners. So Natalia Gavriliță a vorbit și despre criza energetică, economică și cea a refugiaților la care Moldova cu greu face față. În aceste condiții, țara noastră are nevoie de suportul Uniunii Europene, spune prim-ministrul. Our first need are in fact grants to support the budget deficit. We have been indebted because of COVID and we are reaching our debt sustainability levels, so we are requesting budget support in the form of grants. Natalia Gavriliță a declarat că Republica Moldova depune acum toate eforturile pentru a putea adera la UE și se concentrează pe implementarea reformelor. În aceste zile, prim-ministrul, împreună cu alți membri ai guvernului, se află la Berlin, unde a fost creată o platformă de sprijin pentru Moldova. Inițiativa are ca scop susținerea țării noastre afectată mult de războiul din Ucraina, iar participanții au convenit să aloce Moldovei un ajutor financiar de aproape 700 de milioane de euro. Banii, care includ atât granturi cât și credite, sunt oferite pentru ca țara noastră să-și consolideze independența energetică și economică, dar și ca să gestioneze mai ușor criza refugiaților. După ce Consiliul Local din satul Purcare a votat a doua oară pentru revocarea dreptului oferit Vineriei Timbru, Purcare Estate, de a folosi denumirea localității, secretarul Consiliului nu a contrasemnat documentul nici de această dată. Funcționarul consideră hotărârea ilegală și solicită ca subiectul să fie reexaminat. Reprezentanții Vineriei Purcare spun că decizia secretarului este nefondată și că ar putea merge în instanță.
Într-o notă informativă, secretarul interimar al Consiliului Local Purcare a anunțat că nu va contrasemna decizia de acum două săptămâni, când consilierii au votat pentru revocarea dreptului oferit vinăriei Timbrus Purcare Estate de a folosi denumirea localității. Acesta consideră că decizia este ilegală din cauza că vinăria Purcari nu a adus argumente concrete bazate pe fapte și nu a pus la bază nicio lege, ce ar argumenta că Timbrus Purcare Estate ar aduce prejudicii pagube vinăriei Purcari. Timbrus Purcare Estate aduce beneficii comunei Purcari prin achitarea regulată a impozitelor. Rezolvarea conflictelor existente între acești doi agenți economici nu ține de competența noastră, se arată în nota informativă. Totodată, Carolina Garama a solicitat consilierilor să reexamineze această decizie. Reprezentanții companiei Timbrus Purcare Estate susțin că folosesc toponimul Purcari legal. Noi suntem o companie care suntem originară din satul Purcari. Avem viile și producem vinurile doar din vița de vie care este amplasată în satul Purcari și asta ne permite să utilizăm acest toponim. Lipsa de contrasemnare din partea secretarului Consiliului Local o considerăm una corectă. Directorul vinăriei Purcari spune că decizia secretarului interimar este nefondată. Dacă n-a contrasemnat, noi o considerăm toate argumentele care sunt aduse de ei nu sunt fondate, sunt inventate. Vom merge în continuare pe care legal, în judecată, să soluționăm problema. Nota informativă urmează să fie examinată la următoarea ședință a Consiliului Local Purcari. Acum 2 ani, vineria Purcari a depus o plângere la Consiliul Concurenței, prin care a acuzat Timbrus Purcari Estate de concurență neloială, fapt pentru care compania a fost amendată cu peste 52.000 de lei. Timbrus a atacat hotărârea în judecată și a cerut ca aceasta să fie suspendată până la examinarea în fond a cauzei, iar prima instanță a dat curs solicitării. La scurt timp, Consiliul Concurenței și Purcari au înaintat un recurs împotriva încheierii judecătoriei Chișinău, iar Curtea de Apel Chișinău a susținut decizia primei instanțe, până la o decizie luată în cadrul examinării în fond. Din diferite colțuri ale Europei, elevii ucraineni reușesc să-și găsească profesorii și să-și continue studiile online. Refugiați din Moldova, România, Bulgaria sau Olanda, elevii unei școli din Odessa reușesc să-și reîntregească clasa virtual, conectându-se în fiecare zi la ore. Și în rândul profesorilor, mulți au ales calea străinătății ca să se apere de război, însă cei care au rămas, în ciuda fricii și a sirenelor care se aud la geam, fac tot posibilul ca să nu oprească procesul de învățare. În aceste imagini, Lucezar și Anelia erau la ora de muzică. Au plecat din Odessa cu mama lor, iar acum locuiesc în Olanda. Mă очень хорошо и мне очень нравится в школе. Я хочу к папе вернуться. Я скучаю за моей учительницей. Departe de casă și de tatăl lor, picii au fost supuși unui mare stres, afirmă mama lor, care a decis să nu caute o școală nouă, ci să le mențină programul de odinioară. Сейчас идут основные уроки, такие как математика, украинська мова, читання, писання. Тут везде предлагают, в каждую страну, в которую бы ты не приехал, тебе предлагают отдать детей в школу, но у наших детей и так большой стресс от того, что они уехали, в основном практически все дети уехали без пап. În aceeași clasă cu Lucezar este și Alex, care se conectează la ore din Albania. Orange. Clasa celor doi s-a împărțit acum în diferite colțuri ale Europei. Mama lui Alex, Ludmila, afirmă că sunt norocoși și le este recunoscătoare profesorilor care, în ciuda războiului, reușesc să adune clasa virtuală și să învețe din nou împreună. В этой школе он знает учителей, знает детей. Тут предложили нормальный график обучения. Acești copii învață la o școală creștină din Odessa. Profesoara lor a rămas acolo, vine zilnic la școală pentru a le preda și speră că familiile care au plecat vor reveni acasă. Конечно, у нас воют иногда сирены, у нас иногда, ну, как бы где-то что-то взрывается, слышно. Но, что делать? Надо проводить уроки. Потому что сейчас на данном этапе, конечно, самое главное это общение с детьми, чтобы они не думали о войне, чтобы они не думали, не переживали. Павел, fratele și mama sa sunt din Vinița, iar de mai bine de două săptămâni locuiesc la căminul numărul 1 din cadrul Universității Tehnice din Moldova. La fel ca ceilalți copii ucraineni, Павел își continuă studiile la școala sa. Не хотел онлайн учиться, потому что когда ходишь в школу,
все-таки, ну, лучше и легче. În acest colțișor al camerei, Pavel face ore online alături de profesoara lui din Vinița. Băiatul are un program de studiu special. Elevii nu au cărți, ci câteva caiete speciale pentru fiecare oră în parte. În acesta, de exemplu, sunt elemente din geografie, istorie sau biologie. Учительница обязательно сообщила, что если будет воздушная тревога, а такое уже у нас несколько раз было во время урока, прекращается урок, делается пауза до того момента, пока не будет отмены воздушной тревоги. Даже предлагали и говорили, что тут есть даже украинская школа Тараса Шевченко, если не ошибаюсь. Но мы хотели бы, конечно, все-таки идти по нашей программе. Наши планы обязательно вернуться домой. Potrivit unui nou bilanț al ONU, aproximativ 3,7 milioane de ucraineni au fugit din țara lor în urma invaziei Rusiei. În câteva minute începe emisiunea O Seară Perfectă. Suntem în legătură directă cu Anișoara Login, care ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Tatiana, bună ziua tuturor! Direct de la Survivor România, Natalia Duminică vine astăzi în studioul nostru, ne va povesti cum a fost această încercare destul de dificilă pentru ea. Și tot astăzi o primim aici pe cea mai cunoscută food blogheriță de la noi, este vorba despre Valeria Țurcan, cu care astăzi discutăm poate mai puțin despre mâncare și mai mult despre calitatea ei de mămică. Vă aștept la O Seară Perfectă! Anișoara, îți mulțumesc. Barack Obama a revenit la Casa Albă pentru prima dată din 2017, invitat de președintele Joe Biden să vorbească despre un subiect drag ambilor, accesul la asistența medicală în Statele Unite. Așa cum era de așteptat, fostul și actualul președinte s-au întrecut în glume și complicitate, reconstituind atmosfera din perioada în care Obama era președinte, iar Biden vicepreședinte. Barack Obama chiar și-a început discursul cu un sonor vicepreședinte Biden, declanșând râsete în audiență. Vice President Biden, Vice President. That was a joke. That was all set up. La rândul său și Joe Biden și-a început discursul pe un ton glumeț. My name is Joe Biden, I'm Barack Obama's Vice President. I'm Joe Biden's husband. Barack Obama, care nu a mai revenit la Casa Albă de când i-a predat mandatul lui Donald Trump, a fost invitat pentru a sărbători cea mai emblematică reformă din cele două mandate ale sale, Affordable Care Act, mai cunoscut drept Obamacare, în vigoare din martie 2010. But nothing made me prouder than providing better healthcare and more protections to millions of people across this country. La finalul ceremoniei, Joe Biden a semnat un ordin care vizează îmbunătățirea sistemului de susținere a costurilor de îngrijire pentru membrii aceleiași familii. Ulterior, cei doi au luat prânzul împreună, așa cum făceau pe vremea când Barack Obama era președinte. Presa americană a scris despre vizita lui Obama că Joe Biden, care urmărește să-și recapete avântul politic înaintea dificilelor alegeri legislative din noiembrie, a reușit să creeze pentru câteva momente ceea ce americanii numesc bromance, adică o relație de prietenie exclusivă și afectuoasă între doi bărbați, care s-a manifestat și de-a lungul celor două mandate Obama, presărată cu îmbrățișări și glume. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!